Young Folk Night. Alături de trupele de voluntari Young și Mini-Young, trupa Poze cu Sunet și cel mai tânăr dintre noi, la suflet, Cezar Petrovici. Prima piesă care vom începe, Elegie, versuri de Nichita Sănescu. Muzica nu acum. Ultima care vom vedea împreună se numește Cailor. Este o compoziție proprie. Oh,
urmașii noștri, adică trupa Mini Young. Repertoriul care l-am ales, mai de primăvară, mai de dragoste, vă să vă plac. Mă privește, mă închioare, mă dorește, mă omoare, mă dorește, mă doboare, dar eu vreau și-a doua oară, ci în cer mă închisează, ziua mea chiar. Bun, în următoare, în continuare, vă vom oferi un buchet de flori de mari. Ține versuri George Ștefan Fărcaș. Același poet și la următoarea piesă, Curcă pe un zare. Ca un gând
ultima piesă a minestrului nostru. Este o piesă care a știut toată lumea, cum pare eu, și aș dori să o cântați cu noi. Tuturor persoanelor care au ajutat la organizarea acest eveniment. Primul doamne profesoare Claudia Raicu. Domnului Tocanie de la Centru Liceu, pentru mulțumim pentru locație. Voluntarilor de la trupa Yang și Min Yang, pentru că sunt super deosebiți. Gabrieli cum o suportă și Cezar este alături de noi. Cezar, cât simt aici. Aplauze pentru Cezar Petrovici. Cezar m-a întrebat de ce scrie Folk Young și el l-a mitat și pe el. Și a răspuns așa, noi dacă ne socotim vârsta la toți, suntem mai mari ca el. Așa că el e cel mai tânăr dintre noi. Aplauze pentru Cezar. Aplauze pentru această sală. Și mă bucur că de data aceasta sunt înconjurat de foarte mulți tineri. Și o să încep cu piesa pe care am compus-o foarte mulți ani în urmă. După prima compoziție a rămas și cea mai dragă, Prințesa. Prințeso, de ce ai plecat în noaptea aceea? Pentru păcat. Prințeso, de ce ai plecat? Și-aici în urma ta o umbră ai lăsat. Tot din acea perioadă prolifică din punctul ăsta de vedere, mai puțin din alte puncte de vedere. Mă invit la o plimbare printr-un dulap. Am să mă mut la noapte în dulap, printre bikini, bom și suce, da-da, dar pune naftalină în ciorap. Știi, dar și duc în universie, da-da, plimbat prin dulap, am făcut cunoștință cu urzicile. Acum trebuie să o conving să deschidă fereastra. Dacă nu-mi deschizi fereastra, am să cânt sub ea balade și romanțe și sonete și la urmă unei bade. Dacă nu deschizi fereastra, frumusețea mea ce pierd. Telefonul la pompiere. Și nu știu, sincer, am emoții pentru că am șadat niște piese, dar hai să tot să cântăm piese mai vesele de primăvară, nu? Să încercăm de asta. E o piesă pe care poetul a dedicat-o unui coleg de clasă. Cred că se potrivește mai mult la folchiști. Trăia odată în ușuroi, la umbra unei cotrânțe, între mai multe furnicuțe, o furnicuță mai de soi. Avea doi ochișori verzui și-a
stelele prins pe spate, cu piciorușe dezmontate, nu prea bătrână, ba chiar pui. E o piesă care se potrivește vremurilor. Te-aș mai iubi așa, o zi, ca la început când îmi zâmbeai la șir și eu te gândi la postel, dar fi, dar nu mai am, ce, nu mai am pastil. Te-aș ține strâns la piept pe dansul nostru lent, te-aș savura lângă un bec, o frus, ți-aș păgni iubirea pe un frus. Dar nu mai am, nu mai am curent. Așa. Aș avea două piese noi, dar nu știu dacă mai am timp. Să încep totuși pe ultima. Ce caut eu în seara asta, aici cu tine în priviri, să te iubesc și să urăsc atâtea gânduri când respir. Ce demon te-a născut aproape, ce înger mi-a dat așa, să pot spera când mă privești, frumoasa mea, străina mea. Nu vreau să termin în formula asta solo, pentru că mi-a plăcut întotdeauna să am lângă mine, măcar un tânăr, dacă nu o tânără. Da. Nu se interpretă de două. Ține să menționăm, asta este ad hoc, fără nicio repetiție. Da, adică orice se poate după aia. Ne place nouă să ne mai jucăm așa din când în când. Mulțumim frumos, Cezar, rămâi pe scenă, dar rămâi pe scenă, că am terminat. Îi invit pe colegii de la trupa Young, trupa Mini Young, să vină alături cu noi. Bun, vom cânta împreună două piese. Vă rog să veniți, nu stați în spate, să vă vedeți toți. Cei mai mici în față, hai copii mici în față. Cezar Petrovici, după pozii cu sunet, a fost alături în toată seara. Vă mulțumim frumos, că ați citat invitația. Vă mă așteptăm și în altă seară. O seară bună!